și pentru români. Nu cred că pentru români, în acest moment, este o prioritate cine este candidatul Partidului Social Democrat peste 2 ani de zile la alegeri. Sunteți mulțumit de activitatea președintelui Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, mai ales că sunt niște vremuri foarte dificile astea de acum, cu criză, cu război. Nu sunt evaluatorul și nici fanul președintelui Klaus Iohannis. Este președintele României și am tratat cu respect instituția prezidențială. Mi-aș fi dorit în anumite momente ale domniei sale să trateze toate partidele cu aceeași măsură, să nu se implice în campaniile electorale, ar fost, cred că, un lucru foarte bun pentru democrația din România și pentru viitorul României, dar fiecare vom răspunde de faptele sale și de ce am făcut cât timp am fost oameni de stat în diverse funcții. Nu sunt la modul laudativ. Părerea mea că au fost ani de zile pierduți din cauza unor ranchiune și unor discuții politice și a unor decizii în acel moment. Okay. Cu cine mergeți la Primăria Capitalei? Că alegerile din 2020... Mergeți cu Gabriela Firea. În acest moment, categoric, mai ales că doamna Gabriela Firea își dorește să candideze pentru un nou mandat. Dar nu vă e teamă că în felul ăsta o să vină la vot toți cei care votează nu cu... Mă rog, votează din ură, să zicem, pentru un anumit tip de candidat. Dar de ce nu înțeleg de ce să urăști pe Gabriela Firea. Păi nu, a pierdut niște alegeri deja, a pierdut odată. Într-un anumit context, da. Și vedeți ce se întâmplă în acest moment în context și care diferența de context. Că electorat de stânga în București este mai mult decât electoratul de dreapta. În acel moment a fost o poveste nu prea de succes acestor alegeri în București a unor candidați susținuți de PNL și USR, lucru evident, că nu au nicio treabă cu adevărat. Trebuie să ai anumite abilități să fii primarul Bucureștiului sau un primar de sector, să faci administrație, trebuie să-ți placă și să înțelegi acest lucru. Eu, din punctul meu de vedere, cred că cel mai bun candidat de departe, nu numai de la PSD, de la toate partidele, va fi doamna Gabriela Firea.